piel vă recomandă Nexter, insecticid acaricid japonez consacrat pentru combaterea acarienilor și a musculiței albe de seră. Doamnelor și domnilor, am revenit în transmisie directă de aici, de la Agriplanta Rom Agrotech. Continuăm să discutăm despre soluțiile oferite de specialiștii noștri tuturor fermierilor interesați de a da plus valoare, și cred eu că ar trebui să fie o preocupare permanentă pentru cei care au ferme și care caută soluții, inovații, încât să depășească aceste obstacole. Vedem cu toții ceea ce se întâmplă și cred că orice cantitate obținută în plus la materiile prime nu reprezintă altceva decât un balon de oxigen. Vedem faptul că prețurile la anumite cereale sunt într-o continuă scădere, piața e fluctuantă, vin mărfurile astea din Ucraina, sunt schimbări climatice, în fine, o serie de nemulțumiri și de probleme la care trebuie găsit un răspuns. Tocmai de aceea am considerat de cuvință să discutăm despre ce se poate face și cum se pot diminua toate aceste pierderi. Revenind la doamna Dicu, pentru că e reprezentanta sexului frumos la această întâlnire și trebuie să îi dăm întâietate, spuneți-mi, din discuțiile pe care le aveți și acum, dar și în general cu colegii fermieri, care sunt cele mai mari probleme întâlnite în ultima vreme în țară, pentru că dumneavoastră sunteți în fund și la urma urmei o companie națională și aveți piață de desfacere pe întreg teritoriul României. Evident că foarte mulți dintre fermierii care ne-au vizitat și în general ne întreabă despre soluțiile pe care le avem la dispoziție, pe care le putem împărtăși dumnealor, în sensul în care pot să-și crească producția. Din punctul meu de vedere, cred că nu ar trebui să ne mai gândim atât de mult la a crește producția peste potențialul pe care îl avem în acest moment. Pentru că, din punct de vedere al geneticii, suntem undeva la nivelul superior, de unde foarte puțin mai putem crește potențialul genetic al soiurilor și al hibrizilor. Mai ales că nu ne mai ajută foarte tare clima, avem temperaturi foarte ridicate, avem deficit de precipitații, avem o distribuție cu totul anormală a precipitațiilor care cad, și o distribuție și în timp și pe zone geografice. Eu le spun de cele mai multe ori că ar trebui să-și securizeze potențialul de producție pe care fiecare dintre dumnealor îl pot realiza în fermele pe care le gestionează, în sensul în care să folosească genetica ce li se potrivește și niciodată să nu le lipsească soiurile și hibrizii românești. Acest lucru l-au recunoscut și dumnealor în aceste două zile de discuții la Agriplanta. Apoi ar trebui să încerce să schimbe tehnologiile, să schimbe un pic partea de nutriție a plantelor, să reducă un pic cantitatea de îngrășăminte chimice sau să utilizeze cantitățile de îngrășăminte chimice pe baza unor cartări corecte pe care le pot face și pe care le pot accesa în fermele dumnealor, să încerce să ajute plantele și cu o nutriție foliară, dar și aceasta corectă și având la bază nutriția, fertilizarea de bază, care n-ar trebui să lipsească, pentru că plantele întotdeauna au nevoie de o pornire bună și aceasta se poate realiza prin fertilizarea de bază pe care o putem face. Și cel mai important aspect, din punctul meu de vedere, cred că este și o provocare foarte mare pentru noi, este să încercăm să conservăm resursele de apă
mici pe care le avem și pe care le acumulăm în perioadele în care nu avem culturi, respectiv pe perioada iernii. Poate că acest covor vegetal, covor verde, despre care ni se tot spune că ar trebui să-l aplicăm la scară mai mare, ar fi de foarte mare ajutor. Chiar venind către dumneavoastră, auzeam, cred că era o prezentare a unui domn din Italia care exact despre acest lucru vorbea, pentru că acest covor verde pe care îl putem înființa în toamnă pe terenurile care rămân necultivate și pe care urmează să se cultive, să se înființeze culturile de primăvară, ar ajuta pe de o parte terenul să fie îmbrăcat, să nu mai fie gol pe timpul iernii, să nu-l mai bată vântul pe timpul iernii. Acest covor verde ar stoca cantitățile de precipitații care vin pe perioada iernii, ar ajuta foarte mult microflora și microfauna să lucreze și să se îmbunătățească, iar primăvara acest covor verde, prin aportul de umiditate pe care plantele l-au și prin aportul de nutrienți pe care plantele l-au acumulat, ar ajuta foarte mult solul să se îmbunătățească din punct de vedere al aprovizionării cu macro și microelemente. Deci, contrar a ceea ce știam noi, că acest covor verde ar secătui solul, este un pic depășit și ar trebui să depășim această etapă, pentru că plantele oricum pe perioada iernii nu vegetează, nu consumă, da? Ele sunt într-o stare latentă, dar ar îmbrăca solul și ne-ar ajuta foarte mult să-l protejăm. Și după aceea este foarte important partea de protecție fitosanitară de care am mai spus și mai devreme. Fiecare fermier ar trebui să aibă un consultant în situația în care sunt fermieri debutanți mai tineri care nu stăpânesc foarte bine partea aceasta de biologia bolilor și dăunătorilor și al produselor de protecție fitosanitară, astfel încât să reducem pe cât putem numărul de tratamente pe care îl facem și întotdeauna să prevenim și să nu combatem. Asta ar fi ideal, să prevenim și să nu combatem, nu? Ideal este, ajungem în situația să combatem. Ideal este prevenție, încă o dată. Nu știu dacă ți minte, Ovidiu, ieri am avut o mică discuție la mine în stand despre o teorie nebunatică a mea cu pădurile, cu ploile. Mi-aduc aminte, da? Da? Da. Acest covor vegetal, că spune domna Vicu, în afară de toate avantajele pe care spune ea, atrage ploaia. Cel mai important este că creează o masă de aer rece deasupra ei. Când avem culturile greu copt, galben, pământul gol, emană aer cald. Trecem pe deasupra autostradă și spunem, de ce a bubuit avionul în sus? Pentru că a traversat o pungă de aer cald, că este că emană din autostradă. Când mergem pe autostradă în vară, vedem că se difumină drumul în față. Da? Asta este aer că urcă. Dacă aer urcă, duce și apă în sus. Dacă avem acest covor vegetal făcut, deasupra există aer rece care produce condensație și produce ploaie. Da? Asta într-un una. Al doilea, a spus domna Vicu de făcut, utilizat rațional îngrășămintele chimice. Fără chimie nu există viață. Dar vă spun că din testare pe care le-am făcut noi prin țară, am găsit zone unde avem fosfor blocat în sol de 10 ori când ne trebuie pentru un ciclu de o cultură, o anumită cultură, de 10 ori. Când fermierul vede pe frunzele că apare o carență de fosfor, prima reacție este să mai bagă fosfor. Din fosfor pe care le băgăm, dacă avem un pH prea ridicat, în anumite condiții, sunt mai multe factori, dar parte din fosfor că aplicăm, se blochează. Atunci soluția nu este să dăm mai mult fosfor, pentru că stricăm pământul. Soluția care este? Soluția este, din nou vorbim la același lucru,
O soluție este humus. Soluție sunt produsele care ne aduc humus în sol, care ne ajută la mobilizare de acești nutrienți că sunt blocați. Noi suntem la al treilea an într-un solar în zona Oltenia, în care facem tomate fără să dăm un gram de fosfor și facem același producție decât unde se bagă fosfor. Pentru că avem, am spus, cantitatea de 10 ani. Nu știu dacă vom face, 10 ciclurile, da? Dar deocamdată am făcut 3. Cum? Aplicând ameliorator de sol, leonardita, produse pe bază de leonardita cu acizi humici în sol pentru ameliorare structură de sol. Folosim stimulator de înrădăcinare compus de alge marine, microelemente, aminoacizi pentru a dezvolta un sistem radicular. Orice plantă mănâncă prin rădăcinile. Dacă rădăcina este mică, poți să mănâncă puțin și dintr-o area mică. Dacă rădăcina este mai mare, va mânca mai mult și dintr-un area mai mare. Și plantă când mănâncă din sol, curăță sol. Atunci, trebuie lucrat, cel mai important, părerea mea, în tot, în viață, este echilibru. Trebuie găsit echilibru. Fără o cartare bine făcută de sol, nu știm ce nutrienți avem în sol. Noi trebuie să știm, pe de o parte, un specialist trebuie să ne spune, tu vrei să faci 6 tone de grâu din soiul cutare, îți trebuie atâta kilograme de azot, atâta kilograme de fosfor, atâta kilograme de potasiu și toată gama de microelemente. Ne uităm în sol. Ce avem în sol? Avem aia. Ce nu lipsă? Asta. Și aplicăm exact ce nu lipsă. A apărut tehnologia nouă în care tractorul cu un radar, nu mă pricep la tehnologia, citește solul după o cartare și aplică îngrășăminte cât e nevoie, unde este nevoie. Atunci, nu poluăm solul, economisim din îngrășămintele, că acum am înțeles că s-au mai potolit un pic prețurile, dar a fost la un moment dat, prețurile erau aberrant de costositoare și scade, adică ne crește costurile de producție și ne scade randament la vânzare. Atunci, cel că nu va folosi o tehnologie foarte bine pusă la punct, nu are cum să scoată profit. Da, mă gândesc că lucrurile astea, extrapolând, se pot aplica și în partea de zootehnie și aici au apărut fel și fel de soluții inovatoare în creșterea randamentului, în creșterea productivității și cred că oamenii de știință cu siguranță că studiază și evoluează și transmit toate informațiile astea și celor care vor să le aplice. Pe lângă standardele de a urmări programele de ameliorare în sensul lor concret, așa cum le-am învățat, cum sunt la manual, astăzi, într-adevăr, evaluarea sau analiza indicatorilor economici face parte din activitatea de zi cu zi a operatorilor din ANZ. Adică ei urmăresc efectiv valoarea din punct de vedere a potențialului economic, acolo de unde urmărim, depinde pe ce categorie de produs, pe ce specie de interes economic. Dar, într-adevăr, așa cum spunea domnul director, o evidențiere genetică, genomică, ne uităm în aval și, bineînțeles, să urmărim ce produci, de unde vin, de la bunici și chiar străbunici, putem să evidențiem foarte bine acolo unde putem să observăm că e necesară o intervenție din punct de vedere al rezultatelor pe care le putem urmări. Avem aceste categoric, sunt tehnologii noi astăzi și aici mă refer, digitalizarea face parte din acest component concret al zootehniei, deci vin cu programe, chiar fermierul de pe simpla aplicație din telefon pe anumite consumuri de nutrienți, pe anumit consum de apă, pe anumite caracteristici de comportament chiar. Bineînțeles, pe analizele de sânge care se iau de către medicul veterinar și analizele de laborator, da, se pot interveni pe anumite aspecte acolo unde, eu știu, la anumite specii e nevoie de o atenție sporită față de... Da, va fi un firesc acest lucru. Va fi un firesc și eu cred că ceea ce am văzut aici în cortul de la Zootehnica Show e practic confirmarea aceasta de care noi discutam. Animalele pe care le putem vedea numai că sunt impozante, dar sunt și de o productivitate deosebită. Absolut, așa este.
Da, rasele aduse și încrucișările care s-au făcut și toată munca asta de cercetare nu face altceva decât să ne prezinte acest progres genetic despre care toată lumea vorbește. Că sunt multe aspecte negative în agricultura românească, că avem poate multe lucruri pe care trebuie să le punem la punct, să le corectăm. Eu cred că există și multe aspecte pozitive și ar trebui să le evidențiem ceva mai mult și să le arătăm oamenilor. Sigur, numai cine nu vrea. Exact. Nu poate să confirme acest lucru. S-au făcut pași mari, mai ales după 2007, după integrare, agricultura românească este altceva. Da, și uitându-ne aici în cadrul expoziției, văzând ce utilaje agricole sunt prezente, ce tehnologii sunt prezente, eu spun că rivalizează cu expozițiile consacrate din Europa și mai mult decât atât, fiecare dintre noi a avut posibilitatea să călătorească, să circule și să vadă cam unde se poziționează și alte țări, alte state din punctul ăsta de vedere și spun că România a evoluat mult de tot și cred eu că se clasează în primele poziții. Revenind un pic la produsele dumneavoastră și la tehnologia aceasta pe care o oferiți clienților, știu că căutați să ajutați și partea de horticultură și cea de vegetal, încercați așa să diversificați gama asta de activitate și sunt convins că o faceți cu mult succes pentru că ați reușit în ultima perioadă, în ultimii ani, să vă impuneți prin profesionalism și prin seriozitate. Bine, eu aici fac o glumă că nu e glumă. Toți spunem că ce vindem e cel mai bun. Dacă vindem și din asta trăim. Eu am intrat în acest sector pentru că am avut noroc că am găsit o gamă foarte bună, nu spun cea mai bună. Am găsit o gamă de produse foarte bună, specializate, în care avem pentru fiecare problemă avem o soluție aplicată. Invit pe toți fermierii care vin la Agriplanta, dacă vor să meargă în spate de la târg, este un lot de florașorelui unde s-a aplicat un erbicid pe bază de Imazamox. Există o discuție aprinsă între fermier, între specialist, dacă erbicidile se aplică cu biostimulatorii sau se aplică separat în același timp sau separat. Eu spun un lucru, nu e vorba dacă aplicăm erbicidul cu biostimulatorii, e aplicăm erbicidul cu ce biostimulator. Sunt unele că se pot amesteca, altele nu. Noi avem aici în spate la Agriplanta pe o solă de florașorelui, am tratat 8 rânduri de florașorelui cu Imazamox și cu Naturamin, produsul nostru pe bază de aminoacizi. Nu mai spun cum e, adică trebuie să vadă omul acolo și să vadă. Nu, noi putem vorbi tot ce vrem să vorbim, dar trebuie văzut efectiv în câmp ce se întâmplă. Adică stresul provocat de Imazamox la florașorele a fost mult mai mic decât cel că a fost aplicat fără aminoacizi. Da, doamna Dicu, apropo de toate lucrurile astea, sunt convins că ceea ce faceți dumneavoastră împreună cu ceilalți experți ai companiei nu e altceva decât o muncă care a produs rezultate și toate lucrurile astea se văd în câmpurile, în terenuri și în ceea ce ne înconjoară. Spuneți-mi dacă în clipa de față există, așa cum spunea cineva, soluții minune. Eu sunt convins că dacă aplici la momentul potrivit, dacă respecti tehnologia și dacă îți alegi un partener serios, așa cum sunteți și dumneavoastră cei de la Expert Agribusiness, lucrurile funcționează. Așa este. Și vreau să vă spun că toată munca de cercetare pe care o fac eu și mai nou pe toate câmpurile pe care le avem la Fundula încerc tot felul de soluții ca răspuns la solicitările fermierilor sau la problemele pe care dumnealor ni le aduc.
și în ceea ce privește tratamentele și în ceea ce privește mixul de tratamente pe care ar trebui să le facă dumnealor, și în ceea ce privește genetica pe care ar trebui să și-o aleagă dumnealor. Și am spus-o întotdeauna, pentru că un om din cercetare trebuie să fie integru și niciodată nu trebuie să denigreze o altă companie sau un alt produs sau așa mai departe. Întotdeauna le-am spus că alegerea le aparține dumnealor, dar întotdeauna ca să-și securizeze ferma și producția și banii pe care dumnealor îi investesc, trebuie să aibă o fermă foarte diversificată și din punct de vedere al sortimentului de culturi pe care l-au și din punct de vedere al tehnologiilor pe care le aplică și atât la sol cât și la plante. Într-adevăr, există vis-a-vis de această nouă tendință de nutriție foliară, există acest inconvenient pentru că fermierii trebuie să facă mai multe treceri pe aceeași suprafață, la aceeași cultură, un consum poate un pic mai mare de combustibil și de tot ce înseamnă aceste tratamente, dar cred că securitatea culturilor pe care le au și ale producțiilor sunt cele mai importante în acest moment. Nu există soluții minune. Chiar ieri a trecut un fermier din Brăila și mi-a spus așa, zice, are un teren foarte bun, face cultură irigată de porumb, obține undeva la 10-12 tone, 13 tone de porumb în fiecare an, dar vrea o soluție minune să crească producția de porumb undeva la 15, 16, 17 tone și discutând în amănunt cu dumnealui și punându-i foarte multe întrebări, am ajuns la concluzia, am aflat de fapt că face monocultură de porumb de vreo 12 ani, face sau nu face cartare, îmi spune care elementele nutritive, eu îi spun s-ar putea să fie blocate, dă foarte multă apă, uneori prea multă de care plantele nu au nevoie, dă cantități mari de îngrășăminte chimice care odată cu apa sunt levigate sub nivelul rădăcinilor, pentru că în cultură irigată rădăcina de porumb nu se mai duce în profunzime, rămâne undeva la 30 de centimetri, atât, având apa la suprafață și nu poate să depășească acest prag. Și tot discutând și întrebându-l dacă folosește produse, da, folosește și biostimulatori, că îmi spun firmele că fac planta mare. Cea mai mare provocare este să reușim cu acești biostimulatori și cu această nutriție foliară să ducem să ducem planta până în momentul în care să facă producție, pentru că din această dorință, pe de o parte de a vinde și pe de altă parte de a obține producții mari, exagerăm, dezvoltăm partea vegetativă foarte mult și atunci când planta epuizează resursele de apă, pentru că la un moment dat apa este cea mai importantă, constatăm că tot ceea ce am aplicat este în zadar, am creat masă vegetativă și nu avem producție. Bun, mulțumesc mult de tot. A expirat, din păcate, timpul pe care l-am alocat acestei dezbateri, dar să știți că n-a fost o discuție întâmplătoare. Noi, cei de la Agro TV, avem și acest slogan, informații la zi de la specialiștii din agricultură și mă bucur să știu că am putut face și astăzi acest lucru. Luăm o pauză de câteva minute, după ne reîntoarcem aici la AgriPlanta cu reprezentanții sectorului zootehnic. Hibrizii de castraveți din gama Seminis asigură o producție de calitate legumicultorilor care își doresc să facă performanță. Pentru mai multe informații, accesați site-ul universalsem.ro.